general, Huisa Seala, asta trebuie și sport olimp. Nicoleta, în timpul sexului își dă ochii peste cap. Partenerul întreabă dacă își caută creierul. Eu am făcut cunoștință cu dânsul la Unic. El încerca să zăgănească un parfum. Nu plângi de atâta, nu plângi de atâta, te zi bici. Din bingă doar păcatele în bici. Nu doar că-l găpi veble ascuțite. E sau e sleopță de rățână că e batnea, e bană. Dacă online-ul s-ar învăța din cărți, azi am fi fost la bibliotecă. Ai 20% reducere pentru abonamentele anuale la Academie Vie. Link în descriere. Academievie.ro. Noroc, pățani! Aici nu filma Hui Saseală sau Ksui Saseală. Avem aici primii doi, cum să vă numesc, pretendenți? Primii doi pizdiuci care azi să, care azi să hui sasească. E vorba de Nicoleta Caraman, niște aplauze. Și e vorba de Sandu Buzilă, niște aplauze. Eu numesc Sandu Buzilă, fac de câteva luni stand-up. Știți, prima dată în viață am venit benevol și nevastă mă hui sasească. Și sper că ați și uitat frumos și gine și nimeni ați duc plângând acasă, special Nicoleta. Привет, мы называем Николета. Опонент мой для сегодня это Санду Бузиле, который не знает, пул аж ло гитара для на фильма. Ам эмоции, потому что нам я făcut așa cu nea până bun. Но я cred că se iasă destul de fizos. Сохуй сосед, что разъебес, конечно, типа спать алтева, как у Николета. Ам тут же ты ел и без слаб, к ее крысы. Ну, сейчас на черк с мауто отвернти. Слабичуня, ну. Dacă mă tem eu de Nicoleta și pot să spun, Nicoleta tot e un stand-uper destul de puternic, așa că eu ca tare știu cât mai bucuros că e pe mine azi să mă răzebească, la maxim. O, da, eu îmi place să mă pui să ies și să prăfiesc și să fac copii din gândul. Normalna. Și hai să începem. Băieții să aibă câte 3 runde, a câte 3 minute și la sfârșitul acestor runde juriul nostru minunat a să decidă cine pula o câștigat. Te-ați înțeles, tăt? Hai să mergem! Niște aplauze, Sandu Buzil începe primul! În primul rând vreau să-mi cer scuze de la cei care au venit amusara aici să râdă. Și mă bucur că roast battle-ul nostru de azi a fost numit o leacă mai ingenios, hui saseală. Pentru că la roast battle n-am fost niciodată, dar hui sasit am fost toată viața. Și am mâncat hui saseală toată viața. Nicoleta ar spune că asta cred că e unic, așa am mâncat eu, la cât ești de slab. Și știți, eu vorghesc, tu vorghești, el ea vorbește, noi vorbim, voi vorbiți. Nicoleta și-a făcut piercing în gură și tot nu s-a învățat a vorghi. Și am vrut să ies la roast ăsta cu chitară. Nicoleta a avut așa o reacție de parcă i-am propus să mai facem un copil. Așa că azi fără chitară. Fără chitară, fără umor și sper că fără zaliot, Nicoleta. Cu câțiva ani în urmă, eu nu ne închipuiem cum e asta să ai instabilitate emoțională agresivă până n-am cunoscut-o pe Nicoleta. E încă de la naștere era într-atât de agresivă că o psihanit și-o mușcat pupavina. Dacă ar fi apocalipsa și aș rămâne viu numai eu cu Nicoleta, eu pe-alubomu aș muri pizdet și de repede la cât e de toxică. E așa de toxică că eu o chem la mine acasă numai pentru asta ca să-mi fugărească tăți taracanii. Asta nu e jos, că am ușa ajunge la Nicoleta. Când Dumnezeu împărțe simțul umorului, Nicoleta stăte în rând la Gene, la Irina. Dacă o vedeți pe Nicoleta cu ochii roșii, asta nu e de la oboseală sau de la altceva. Asta iarăși cineva i-a pizdănit ochii cu oul în poziția 69. Când într-un magazin o întreabă un consultant dacă poate cu ceva să o ajute, ea răspunde că n-ai cu și eu așa m-am născut.
am citit la dânsa în comentarii pe TikTok, a scris cineva că e seamănă cu Făinescu. M-am uitat mai atent la accountul lui Nicoleta pe OnlyFans și chiar au ceva în comun. Și aș vrea să închei primul round cu faptul că Nicoleta e ca o brichetă veche. Nu lucrează nihuia, dar zato cu fanaric. Round. Aici a fost primul round pentru Sandu, acum primul round pentru Nicoleta. Da. Da. Sandu e bucătar, stand-uper, face muzică și seamănă ciurcă. Noi cu Sandu suntem prieteni buni și eu acum, pentru prima dată, să afirm asta, că mama lui ne chit comunal, lișchirie, numai că eu sunt prietenesc cu dânsul. El când intră în încăpere, intră întâi nasul, șapul el, chiar dacă are pula sculată. El este primul copil în familie. Tatăl, când i-a propus mamei lui să facă avort, el nu s-a dus la ginecolog, dar a început să bei pastile pentru limbriș. După cum vedeți, nu a ajutat, pentru că el, de fapt, e o crâsă. Sandu într-un trip scrie muzică și texte la comandă, contraplată, bani pe care îi cheltuie pe kebaburi, pentru că el, huita de mâinile lui, nu mănâncă. Orice om normal, steme de câini vagabonți. Dar câinii din vorlu Sandu, când au aflat că el face și-a urmat, am stem de dânsul. Eu am făcut cunoștință cu dânsul la Unic, el încerca să-mi zăgănească un parfum. Și el tare s-a supărat pe vecinul lui când i-a spus că el seamănă țăgan și s-a dus și-a furat vielii cu școpchilul. Sandu, de fapt, e o fire tare sensibilă și el tare, mă tem că pe urmă nu mai prietenează cu dânsul, dar în orice caz, Sandu, ține un tampon. Round. Pentru Nicoleta. Yeah, it's this. Și round 2, Sandu. Da. Поехали. Așa, Nicoleta susține că nu a avut mulți parteneri, ba chiar ar spune că ar putea să-i numere pe tăți pe deștile de la o singură mână. Asta cred că numai dacă ar și mână săraca noșcă. Știți, Nicoleta are copil. Diferența dintre Ficioara Maria și Nicoleta e că Ficioara Maria mergea pe măgar, dar Nicoleta o zălitit de la dânsul. Nicoleta e unica femeie din lume care de la fost a vrut mașină, dar a primit numai prițep. Eu cam m-am răzgănit, dar am făcut asta pentru că eu n-am prițep și nu mă trage nimeni în urmă. Nicoleta e ca o băncuță de slănină înghețată. Așa parcă nu te atinge de dânsa, dar când ți-ai foamea, mai merge. E nu crede în horoscop. În schimb, ea crede că încă să devină model și să-și găsească un papic cu bani. Nicoleta arată ca rezultatul unei mari iubiri a bomjelor din dvorul meu. E mai bine să ai un coniac decât pe Nicoleta. La coniac măcar crește prețul odată cu vârsta. Nicolet, tu nu te rușuna de ce ești și ești. Părinții tăi ar trebui să rușuneze. Tu ca tare aduci atâta fericire oamenilor când pleci. Odată poate chiar ai să ajungi departe și eu aș vrea ca tu să rămâi acolo. Round. Nicoleta, ești gata pentru a doua rundă? Da, cum? După ce ne-o zis de copchil? De copchil, oi, blea, de pizdeal. Eu-s mamă, bleați. Oi, blea. Sandu așa e de slab că fosta lui îl folosea în loc de zubacistcă. Știți cum de fapt Sandu își duce la strel cu pățani? Pe dânsul lua un loc de ștachet.
copiilor din Africa, din când în când, li se arată poza lui Sandu din cap până în picioare, pentru că chiar dacă n-au și mâncat, măcar să râdă. Sandu încă nu are corpul dezvoltat ca oamenii a bărbat matur, de asta pe dânși polițiști îl folosesc ca mămeală pentru pedofili. Și ei singuri câteodată nu văd diferența și îl mai fut din când în când. El când intră în spital, duci deodată la secția pentru prematuri. Eu prima dată când l-am văzut așa, nedezvoltat, am vrut să-l trimit închis, dar mamei lui să mai crească. Mă țineți, vă rog. Sandu s-a despărțit de fostul lui pentru... Sandu s-a despărțit de fostul lui pentru că Sandu mănâncă mâncarea foarte iute, dar pe bâv și de-a mă lustrat pula. Sandu când faci sex cu padruși, el mereu îl roagă că el să le strângă de gât. Nu, asta nu pentru orgasm sau pentru senzații plăcute. El mereu de vor scăpe de huitau asta. De 14 februarie, padruga lui Sandu i-a pădărit o scândură de brad, că să aibă și roade. De fapt, nu trebuie să te complici cu un cadou pentru Sandu, pentru cutie deja e un cadou. El până la 13 ani nu a știut că penoplastul nu e de mâncare. Recent, fosta lui a aflat că a fost infectată cu tripac. Asta cac bă nu-i nică nou, șobolani sunt făcuți și purtători de virus. Dar știți cum a aflat chiar tripac? I s-a dus la veterinar. Pentru că fosta lui e o măgăriță. Round. Gata? Round. Round. Ce, la voi cu măgarii s-a început. Măgarii, cresele. Nu știu, sunteți gata pentru runda decisivă? Da? Yeah! Hai, runda a treia, Sandu! Știți, bateria mea la telefon ține mai mult ca relațiile lui Nicoleta. Eu mereu mă mir cum absolut tot vocabularul lui Nicoleta încape într-o singură propoziție. Era într-atât de fericită când a făcut un test și a spus că n-are COVID, că n-am vrut să-i mai spun că era test IQ. Știi, Nicoleta, tu ești ca ciclu care vine în timpul sexului. Când te văd, zic, bleadi, numai nu am muia. Tu ești motivul, deși pe șampon sunt instrucțiuni. Când Nicoleta în timpul sexului își dă ochii peste cap, partenerul întreabă dacă își caut creierul. Eu mă gândeam cum fetele nu obosesc să se machieze în fiecare zi, dar Nicoleta chiar pe toate 12 fețe. Cablucul lui Nicoleta e mai înalt ca standardele ei. Dar au văzut-o vreodată cineva pe Nicoleta pe tocuri? Certificatul tău de naștere ca o scrisoare de regret de la o fabrică de gandoane. Mie, de fapt, mi-a fost foarte greu să scriu toate lucrurile astea despre Nicoleta, pentru că de obicei nu mă daibesc de persoane cu dizabilități, dar deamă. Știți, Nicoleta zilele astea și-a cumpărat papagal, asta e ceva real, și l-a numit în loc de Cheșa sau Goșa, cum îi numesc tăți, ei au pus numele Narcoșa. Serios, când mă gândesc când a să-l piardă prin casă, vecinii a să creadă că atunci când îl strigă, îl caută pe bâvșii. Și...
Aș vrea să închei cu asta că Nicoleta e ca o salată olivier în a cincea zi după anul nou. Tot s-o zăibi, dar de-amă trebuie să o termine. Round! Round! Nu și Nicoleta, ești gata? A treia rundă, Nicoleta. Hai, Nicoleta! Sandu are rădăcini de găgăuz. Asta explic, deși el seamănă aciurcă, dar și deși el pute și fute oi. Voi poate n-ați știut, dar el înainte să devină bucătar, a fost actor, a jucat în Cerepașki Ninja, a fost trenerul lor. Sandu când lipsea de la lecția de informatică, un calculator rămâne fără mouse. Sandul fost al lui mereu zicea: "Dă fast food, chisca!" După care el l-a lăsat pentru că el chiar e ftemâța. Eu tot mă gândeam, deși Sandu seamănă rozătoare. Tot e simplu, când toate rudele i-au propus mamei lui să facă bord, mama s-a spus: "Nu trebuie." Nu trebuie. Sandu când vrea să facă sex oral la vreo fată, îi spune să nu spele vreo săptămână, pentru că lui îi place tvarajocul. El este foarte deștept, are o lume interioară destul de bogată, numai cătățile îi împulă de asta și ei este interesantă doar limbrișilor. Gandoanele calitative costă în jur la 100 de lei, dar Sandu ne-a venit de la viață gratis. După ultima vizită lui Sandu la mine, copilul meu a rămas foarte traumat și acum când ea nu vrea să mă asculte, eu îi spun așa: "Mami, hai, pun-te cu capul pe periniță, puiu. Hai că dacă nu vine șoloban." Vine șoloban. Ăla, mami. Ai văzut șolobanul? Da. Round! Da. Da, asta a fost. Cum a fost, băieți? Niște aplauze. Cum a fost, вообще, tot duelul? V-a plăcut? Pizdos? Super! Yeah! Bun! Hai să alegem câștigătorul cu asta, să ne ajute, în primul rând, Vicu Țurcan. Niște aplauze pentru Vicu. Un, doi, un, doi. Băi, în general, huisaseala asta trebuie și sport olimpic, nu? Așa trebuie, dar nici acolo nu ne-am dus și că nici o pulă bani de uniforme, în fine. Eu am răzbivit așa pe trei rounduri. Nicoleta a luat primele două. Sandu i-a dat bine a treilea, dacă mai era așa doilea era ok, dar din partea mea Nicoleta a câștigat. Și Titania, niște aplauze, vă rog. Eu dacă nu eram astă vară la open mic, era să cred că faci țuhunea aici, dar eu am tremurat și ne-am înțeles că e greu. Și mi se pare că domeniul ăsta îți prosperi, Dragoș, davai, davai. Mie mi se pare că ați fost foarte bune amândoi. Glumele, eu nu ascult stand-up comedy foarte des și cred că sunt originale și dacă v-ați inspirat, cu siguranță le-ați făcut cu autentic, să zic așa. Maladeți amândoi, dar nici Sandu ne-a plăcut un pic mai mult. De ce? Nici Sandu ne-a plăcut un pic mai mult pentru că mie mi se pare că stand-up-ul pot face toți voi care participați aici, toți îl puteți face. Dar cel mai greu e să-ți controlezi emoțiile, că palibomul tăi să le aveți și să dai o stare. Și că mie mi se pare că Sandu, cei mai gine, au controlat emoțiile decât tine. Tu ai fost un pic mai emoționat. Și eu pentru asta, dar tu tot ai fost maladeat. Sandu, bun, tu ești primul, pentru mine. Și Ion Banaru, Banaros, niște aplauze. Bună seara! Eu cred că după futaia asta care a fost amui în Esme, rămâi însărcinată. Că a fost un candon între noi. Da. Dragos.
Cred normal. Că tare vreau să dau bal, pula, ia că bine. Nu, ce vreau să spun? Pentru o fată e mai greu să ieși la Rose Battle. Sandu încă a fost mai nejnui, mai sensibil, a fost mai gentleman. Tu ai bătut mai jos de centură, e clar, așa te-ai deprins. Ați fost bravo ambii, dar balul ți-l dau ție. Și în această ksui saseală a câștigat Nicoleta, niște aplauze pentru Nicoleta. Dar noi ne vedem în ksui saseală următoare. Nu plângi, deta, nu plângi, că tu zi-ai bici. Din bingă doar păcatele în bici. Noi doar călcăm pe greble ascuțite. E sau e slăbțit de râțână că e bătnea, e bănea.